Să dormi ca un tigru. O poveste scrisă de Mary Log și ilustrată de Pamela Zekerenski, oferită de editura Frontiera. A fost odată o fetiță care nu voia să meargă la culcare, cu toate că soarele coboruse de mult de pe cer. Îi spuse mamei. Nu sunt deloc obosită. Iar tatăl îi spuse. Pur și simplu, nu mi-e somn. Părinții încuviințară și îi spuseră că nici nu trebuie să se culce, dar ar fi bine să-și pună pijamaua. Fetița își alese pijamaua preferată, cea care se potrivea de minune cu cerul nopții. Sunt cât se poate de trează, anunță ea sus și tare. Nu e nicio problemă dacă nu doarme în cuvință, are mama și tata, dar ar fi bine să se spele pe față și pe dinți. Brush your teeth, mă spăl pe dinți, te speli pe dinți, Fetița a făcut un tocmai. Se simți tare bine așa curată și primenită. Apoi se cățără în pat, deoarece era o îndelicire cât se poate de plăcută și se întinse cât era de lungă sub așternutul proaspăt și răcoros. Acolo rămase liniștită, asemenea unei vidre care plutește molcom pe apele râului. Oare toate câte sunt pe lume merg la culcare? Întrebă ea. Da, îi răspunseră părinții. Chiar în clipa asta, câinele nostru doarme ghemuit pe canapea, unde știe prea bine că nu e locul lui. Iar pisica doarme buștean lungită în fața șemineului, care e cel mai călduros loc din toată casa. Bine, dar liliecii, întrebă fetița, liliecii nu dorm? Nu dorm noaptea, spuseră părinții, dar în timpul zilei își strâng aripile la piept, își ascund căpșoarele și dorm, atârnați cu susul în jos în cel mai ferit loc din șură. Dar balenele dorm? Întrebă fetița. Sigur că dorm, înnoată lin în cercuri mari de apă și dorm. Dar melcișorii, întrebă fetița. Melcișorii se strâng și în cochilia lor ca niște colăcei cu nucă. Chiar și urșii dorm? Întrebă fetița. A, urșii sunt cei mai mari somnoroși. Își pregătesc un culcuș împietor sub zăpadă și dorm apoi cât e iarna de lungă. Cât e iarna de lungă? Prea mult, spuse fetița.
Dar cele mai multe animale dorm doar noaptea, spuseră părinții, învelind-o bine sub lapumă. Știu eu un animal care doarme pe rupte, le zise fetița. Care? Întrebă. Tigrul din junglă. Când nu merge la vânătoare, își caută un loc umbros, închide ochii și doarme tun. De aceea e așa de puternic. Așa este. Somnul te ajută să fii puternic, spuseră părinții. Apoi o sărutară, stinseră lumina și rămaseră o clipă în prag. Tot nu-mi e somn, spuse fetița. Știm, răspunseră ei înțelegători. Poți să stai trează toată noaptea. Apoi lăsară ușa întredeschisă cât un firice. Patul fetiței era cald și ademenitor, ca un cocon din pânzeturi moi, ca un cuib din pături fine. Spre deosebire de câinele ghemuit pe canapea, acolo era locul ei. Se răsucina așternut până găsi locul cel mai călduros, asemenea pisicii din fața șemineului. Își adună brațele la piept, precând iliacul albile. Se roti în cercuri, asemenea balenei și asemenea melcișorului. Apoi se ghemuie adânc, ca un urs somnoros. Și precum tigrul cel puternic simți că o ia încet,